30 de kilometri au destrăbătut oamenii din Lisa ca să-și poată rezolva problemele medicale. La ei în sat n-au nicio șansă. Poarta este închisă aici la cabinetul de medicină de familie din comuna Lisa, județul Brașov. Puțin peste 1700 de oameni au nevoie de un medic de familie, au rămas fără acesta de mai bine de 8 luni de zile și sunt nevoiți să facă naveta la Făgăraș sau în alte comune pentru a-și putea lua o rețetă medicală. Medicul din Lisa a murit la vârsta de 66 de ani după ce a făcut infarct chiar la el în cabinet. Dacă puteți, faceți cumva să vină cineva aici. La 88 de ani, Elena Sin trăiește cu o boală de inimă pentru care trebuie să ia mereu tratament. Din pensia de 1500 de lei, de cel puțin 500 de lei lunar pentru medicamente pe care este obligată să le ia la preț întreg, fără rețetă compensată. Cum vă descurcați fără medic de familie? Foarte greu, foarte mai greu de așa să nu se poată. De câte ori l-am pomenit pe un doctor, dacă am avea o putere de acolo, îl scoatem. Ce om a fost? Că te duceai noapte, ziua, când aveai o problemă. În aceeași situație sunt majoritatea localnicilor. Mi le-am cumpărat medicamentele, că n-are cine să mi le aducă mie. Nu și vrem medic de familie. Suntem numai bătrâni, că ei tinerii sunt plecați prin străinătate și în alte părți și noi bolnavi, ce să facem? Câte unii s-au dus la alți medici de familie, bine le-a dat, dacă n-am cu ce mă duce, n-am mijloc de transport. Domnul doctor, care a fost, era din 1982 aici, a locuit aici cu familia, avea spații de locuit în dispensar, sunt 3 camere acolo. Atât primăria din Lisa, cât și primăria din Sâmbăta de Sus oferă locuințe medicilor de familie, dar până acum nu s-au găsit doritori. O singură doctoriță face naveta de la Făgăraș la Sâmbăta de Sus, iar acum are în grijă peste 2500 de pacienți. Stau ore suficiente în care să acopăr toate cerințele. Merg la domicilii când sunt solicitată, credeți-mă, plec și de la Făgăraș, plec la 8 seara, nu plec până nu rezolv pe toată lumea. Dispariția medicilor de familie nu s-a întâmplat de la o zi la alta, iar autoritățile spun că situația se va agrava în următorii ani. Nu vin medici tineri, chiar dacă beneficiile nu sunt deloc de neglijat. Sumele pot să ajungă până la 30.000 de lei pe lună. Certificarea medicală este la nivel european, nu doar la nivel național. Probabil că în următorii 10 ani, în jur de 40% din populația medicală va ieși la pensie sau nu va mai desfășura activitate medicală. La Brașov avem peste 100 de medici care au împlinit deja vârsta de pensionare. În județul Brașov există un deficit de 41 de medici de familie. 12 localități nu au un medic de familie titular, iar alte 16 localități au un număr insuficient de cadre angajate.